Puși în fața unei situații pe care nu au mai trăit-o, mulți utilizatori ai platformelor Facebook, WhatsApp și Instagram au constatat, fără să vrea, cât de dependenți sunt de conectarea virtuală. Până ne-am dat seama de fapt ce ni se întâmplă, mulți dintre noi ne-am oprit, ne-am repornit telefoanele, am verificat dacă nu cumva problema este la conexiunea de internet sau la propriul dispozitiv mobil. M-a durut câteva ore să nu mai comunic cu prietenii. Cu siguranță mi-a arătat că îmi verific Instagram-ul de cam două ori pe seară. Pentru mai bine de 6 ore, întreaga activitate a celor mai populare rețele de socializare a fost blocată la nivel global. Glumele nu au ezitat să apară în mediul digital cu privire la ceea ce se întâmplă acolo și Twitter-ul s-a detașat ușor împreună cu LinkedIn-ul de celelalte platforme și au reușit să atragă oamenii. Sociologii explică comportamentul și nevoia noastră acută de conectare. Este o măsură a gradului de modernizare a lumii în care trăim. Fiecare epocă are modul ei de a comunica. E un comportament normal. Însă trebuie să abordăm lucrurile cu răbdare. Specialiștii în marketing digital și comunicare vorbesc despre această criză ca despre un semnal de alarmă pentru cei care își bazează strategia de promovare doar pe rețelele sociale. Activele companiei sunt cele mai puternice. Ce înțeleg eu prin activele digitale, în primul rând, ale companiei? Să ai un site, să ai un blog și mai mult decât atât, să-ți creezi tu baza ta de date. A fost o criză generală, mai ales gândiți-vă la cei care sunt în zona de e-commerce, da? Cei care cumva se bazează și bagă niște bugete foarte mari pentru a vinde doar pe Facebook. Criza ne-a arătat odată în plus că viața noastră de fapt este acolo mutată cu totul și doi, că toată sursa noastră de informație, de existență este în mediul online. După ce problema a fost rezolvată, Facebook a anunțat că a fost modificată configurația routerelor care reglementează traficul de date între centrele de date ale companiei. A apărut o eroare și traficul a fost întrerupt.